Weib im Zingel! Sie sind abgehauen! Vielleicht haben sie sich versteckt! Sucht überall! Sie können nicht weit sein! Ergebt euch! Ihr habt keine Chance! Du musst es mir geben, Werner. Ich werde darauf verzichten. Das weißt du genau. Ich schwöre, ich brauche es. Zum letzten Mal, Werner, bitte. Vater würde mich umbringen. Er wird es nicht wissen. Der Herr Baron von Schaft darf möglichst wenig über seine tapferen Söhne erfahren. Ich tue meine Pflicht. Bis zum Schluss, Werner. Werner, bitte fürs letzte Mal. Komm, Helden der deutschen Sache. Wie der Baron sich den Sohn erträumt hat. Karriereoffizier. Ich habe den Schwur des Hippokrates gebrochen. Für dich. Nur diesmal, Werner. Zum letzten Mal. Meine Kaiser Blas Apatiste, ți-am spus. Reați-oși! Snera! Stop, stop, Snera, Snera! Ale, stă-te! Ce-ai tras? Hilfe! Hilfe! Plec, de loc, mic! Plec, tu, Teufel! Du verdammter Schweinehund, bewegt dich! Vorsicht, Vorsicht! Bewegt dich! Die ganze Gruppe, bewegt euch! Die Lebensmittel. Haben Sie geschrieben? Die Lebensmittel? Setzen Sie sich, meine Herren. Helga. Sag diesem Dummkopf, dass ich seinen Bericht gelesen habe, der nur Allgemeinheiten enthält und dass ich ihn nicht dafür bezahle. Sondern konkret wissen wir, wer was für unsere Propaganda tut. Und wer Soldaten versteckt. Raportul este incomplet. Domnul Major ar vrea să știe exact cine ascunde militari și care sunt posibilitățile de a acționa oamenii dumneavoastră. Und besonders auf was für Leute wir uns verlassen. Seine Liste ist peinlich. Sunt prea puțini oameni. Puțini? Helga, sag es ihm. Mehr Einbildungskraft. Und nicht mehr in dem Anzug. Es fehlt ihm noch das Polizistenschild. Von heute wird er Mönch auf Tangel. Er muss frommer werden. Und gescheiter. Sonst? Va trebui să vă schimbați costumul. Ăsta se recunoaște ușor de către oameni. Domnul Major vă propune să vă schimbați identitatea. Veți deveni călugăr. Los! Bewegt dich! Schneller! Kein Wort! Ich hab gesagt, nicht sprechen! Ruhe, hab ich gesagt! Weg von hier! Nicht näher kommen! Was hat die Reihe verlangt? Öffne das Tor, Kamerad! Thank you.
Tetrica! Tetrica! Aspetti, aspetti in casa! Ma che picciolo mio! Tetrica! Tetrica, boiato, mammi! Halt, bleib stehen! Halt! Halt! Rika! Die Lagerräume! Schnell! Rika! Links steht in dem Stall! Schnell! Privește! Și nu uita, băiete! Am mai trecut noi prin clipe de-astea. Și până la urmă am răzbit. Să spun ceva, bunicule. Uite, eu port totdeauna la mine cravata de cercetaș. De la uniforma de cercetaș. Nu mai purta. Ascunde-o. Și acum du-te acasă să nu te prindă noapte pe drum. Bunicule, ăsta cine o să fie? Asta o să fie străbunicul tău, care a luptat în oastea lui Tudor. Tatăl dumitale? Da. Hai, du-te. Salut, bunicule. Mergi cu bine, băiete. Spune maică-te să nu-și facă griji din pricina mea. Так. Так, Лионел. Я. На ревиде. На Баркер. La glame, Herr Popescu. Ausführen. Ionele, ia vino aici. De ce ai întârziat? Ce face bunicul? Tăticule, vreau să spun ceva. Ce e, mă? Mi-a Victor aici. Unde ești, mă? În pădurea din spatele casei. Das ist alles. Gut, wirf's in den Wagen. Ce cu tine, Nicolae? Wir haben den Befehl nicht gehorcht. Das ist Diktaturdiktatur. Die Schule wird geschlossen. Se închide școala. Das Gesetz verbietet den Geschichtsunterricht. Istoria e interzisă în școală. Sie müssen das Gesetz beachten. Guten Tag. Das ist Diktaturdiktatur. Victor, dragul meu, trăiești aici, nu cred. Cata, liniștește-te.
Nina, te rog, gata, am venit. Salani că v-am mor pe tu. Nu, eu scăpăm, gata, nu știu. Dacă ai ști cum a trecut. Gata, nu, gata, nu, gata, gata. Am scăpat, am scăpat. Iubire. Gata. Să trăiți. Ce vrei? Aș avea să vă spun o vorbă. Spui, Gelt, șpeta. La profesoară e cineva. Ce bine că ai venit. M-am dezobișnuit de săpun. Poate rămâi aici totuși, Victorie. Te ascunzi undeva și stai așa până trece nenorocirea asta. Nu pot. Trebuie să trec linia frontului în ai noștri fieciori. Dacă te prind. Plec în zori. Acum știi pe unde să o iau. În 2-3 zile sunt acolo. Dă-mi ștergarul. Mai bine rămâi acasă. Facem o ascunzătoare și așteptăm. Nu pot. Sunt soldat. O să am eu grijă. Hai de pe zi, om! Este Dibal? Este Dibal? Ma hake șosen! Du-te la Pelican. Mă aștepta să-mi rămână la fântâna părăsită. Credea că scapă așa. Iertați, dar n-am putut altfel. Lasă vacanții mâna, Grigore. Vrei să te trezești cu lațul de gât? Bă, mai las cu ăsta, că la avea bacul de gât, altul nu se mai poate. Oameni buni, stați! Nu luați vitele înapoi! Nu s-a întors în caroata! Oameni, vă ascultați-mă! Aia, aia, cu tata! Lăsați-le aici! O să le găsească și o să o băsiți! Ăsta-i domnul învățător din Valea. Lăsați-le aici! Gata, plecăm! Irina! Irina, un timp cu oamenii mei, rămâne aici, în spatele frontului. Și unde o stai ascuns? Îți dau de veste. Dar tu ce faci? Văd, eu mă duc la sora mea, să o luat tata. Acum pleacă, Victorie, te rog mult. Nu vreau să ți se întâmple nimic rău. Pleacă, Victorie, avem noi grijă de ea. Uite așa asta, o să-ți țină cald. Te rog. Hai, grijă. Hai, Irina. Hai. Hai, zi!
Aici îngropăm muniția și armele. Adică cum? Nu ne tragem pe la cășile noastre până trece urgia? Dacă stăm pe sobe, nici nu se treacă. Ai noștri n-au încheia luptă, deci să o încheiem doar noi. Suntem ostași și nu ne-am predat. Că stăm aici, în spatele frontului, datoria noastră este să-i hărțuim. Ordinul e ordin, domnule sublocotenent. Dar cum o să luptăm noi patru împotriva ăstora? Nu o să fim singuri. Turnește, ostaș. Dacă vrei, poți să pleci. Rămân. Asta e o nebunie. E de necrezut ce vrei să faci. Cum îți imaginezi că ai putea deregla măcar o rotiță din mecanismul ăsta, din colosul ăsta care este armata germană? E o sinucidere, Victore. Gândește-te bine. Am nevoie de oameni, Nicolae. Dacă vrei, mă ajut, dacă nu... Tu poți să strecuri acolo neobservat. Nu poate, nene Victore, nu, tata nu poate. Pe nu-l cunosc nemții. Numai pe mine mă cunosc. Auzi, băiete, dacă te prinde careva, tu să spui că l-ai găsit. Da. Și că, de fapt, nici nu știi ce e. Ai înțeles? Da. Du-te. Vidarhia? Mhm. Salut, Johan. Butonier Ioana! Butonier Ioana! Cine? Eu sunt, ce vrei? De la nea Victor. Ionel, ce-i cu tine? Bunicule, unchiul Victor vine să scape prizonierii. Dă fuga și oprește-l. În noaptea asta mai venit aici 20 de nemți. Unde dorm nemții? În hambar. Ionel, ai nebunit? Ionel! Ionel, stai, n-auzi?
aveți grijă de răniții noștri. Luați muniția. Hai să ne grăbim. Alimentele și așteptați-mi aici. Pastor, haide. Ascunde arma ta, socule, să nu se sperie nemții de ea. Până mâine dimineața eu stă la dumneata. Trimite-o pe cineva mâine să-l ducă acasă. Oamenii să se ducă la casele lor, să nu ia nimic de aici. Nu poți să te apropi, Victorie. Ar fi trebuit să treci dincolo. Să lupți în linia întâia, ca un adevărat ostaș. Pentru mine linia întâi aici. O să adunem oamenii. O să-i batem cum ați făcut-o și voi în 77. Să le arătăm ostora că n-au ce căuta pe pământ străin. Păstrează arma ta, socrule, dar nu ca pe Sfintele Moaște. Zici că ai îndreptat cămașa morții, ca Tudor. Dar la Irina te-ai gândit? Ce o să fie cu ea? Victorie, eu am altă concepție despre datoria de militar. Dar dacă vei avea nevoie de mine, am să-ți trimit oameni ca să te ajute. Eu, cum voi putea? Mai vorbim noi. Nene, Victor, ia-mă și pe mine cu dumneata. Te-ai purtat ca un cercetaș adevărat. Acum ești băia mare. Gata. Până mâine dimineață stai aici. Și pe urmă pleci acasă. Mergem, fraților, iute! Adie! Nu ne ajunghi! Mergem pe firul apei! Dacă o să ne întâlnim pe acolo, o să ne fie. Haideți! Haideți! Fire! Requiescat in pace! Requiescat in pace! Requiescat in pace! Amen! Die Opfer ihres Gattens, ich würde sagen, seine Morde. Victimele soțului dumneavoastră, putem spune, chiar asasinate de el. Wenn Sie uns sagen, wo steckt, wird nicht erschossen, sondern wie ein Kriegsgefangener behandelt. Dacă ne veți spune unde se ascunde, nu-l vom împușca ca pe un tâlhar, ci îl vom trata ca pe un prizonier de război. Es ist in beiden Interesse, dass Ihr Gatte mit diesen Taten aufhört. Verändert die eigentliche Lage des Krieges nicht. Soțul dumneavoastră trebuie să înceteze cu aceste acte care nu vor schimba soarta războiului. I-am prins pacii pe la Voioagă. Vorbesc românești amândoi și spun că vă caută pe dumneavoastră. Cum îți zice? Anghel Traian, să trăiți. Noi suntem români din Transilvania. Cum să luptăm noi împotriva alunor noștri? Am fugit de la ei, că ne-au luat la arme cu forță. Ai făcut bine, Traiane. Și pe tine cum te cheamă? Te pomenești că de ceva. Ba, pe mine mă cheamă Pop. Dar pe numele mic îmi zice Ovidiu. N-am preocupții și cu poeți. Unde vă sunt armele? Le-am ascuns. Ca să nu credeți că am venit cu gânduri vrăjmașe. Bine, băieți. Rămâneți cu noi. Dați-le arme. Veniți după mine, frate. Schimbați-vă și hainele alea nemțe. Ia și vă joace, vă prindă. Poate vă e foame. Unde le-ați găsit, băi, frate? Lasă-i în pace, pregătă-și alea. Domnul locotenent. Să nu vă supărați, dar... Eu zic să nu rămânem aici, să trecem la ei noștri. Cât să-mi rămâne în viață, dar... Oricum, acolo ai dușmanul în față. Altfel te lupți. Aici tot în față cu el ești. Comandant, prima grupă, plutonier Ioana. Grupa a doua, comandant, sergent Oancea. Pe a treia am să o conduc eu. Grupele se acționeze fiecare în alt loc. Începând de acum, aici este comandamentul nostru. Executarea. Dumneata, cine ești? Cum ai
ajuns aici? Am fost studentă la litere, la București. N-aș fi venit aici, dar mama s-a îmbolnăvit și a trebuit să vin la Târgu Jiu. Ruperea frontului m-a prins aici. Dar de ce te-au olestat? M-a părut un naimit. Un linge blide. Și că agit spiritele împotriva ocupanților. Dacă te-au adus aici, spuneai că ești socialist. Sunt. Iartă-mă, eu nu mă pricep în politică. Dar de fapt voi ce vreți? O să-ți spun. Dar acum totul e să fim uniți. Și să avem un singur țel. Unirea. Ve folosiți Irina Popescu. Meet common. Domnul Maior mi-a ordonat să vă spun că aștepta destul și va renunța la orice amabilitate. Tânsul vă somează pentru ultima oară să ne spuneți unde se ascunde soțul dumneavoastră. Spuneți-i domnului Maior că îl subestimează. Nu își închipuie că mi-a spus unde se ascunde. Vorbește! Ce fac eu să vorbesc? Im Verhörzimmer. Was wartest du noch? Sie sind untauglich. Es spaziert ungestört unter Ihrer Nase und Sie können ihn nicht erwischen. Herr Major, es ist schwer, etwas Konkretes zu unternehmen, weil die Banditen plötzlich und an mehreren Stellen gleichzeitig angreifen. Was wollen Sie, Leutnant? Dass Sie Ihre Angriffe uns vorher melden? Sie dürfen nicht vergessen, dass die Bevölkerung Sie unterstützt und Sie versteckt. Sie werden immer mehr, Herr Major, und militärisch geschult. Was wollen Sie damit sagen, meine Herren? Dass in unserem Besatzungsgebiet eine organisierte Resistenz entsteht?
ordonanță se aduce la cunoștință că pentru crime săvârșite împotriva autorităților militare germane și austro-ungare, supusul român Victor Popescu se supune sub urmărire pentru prinderea sau denunțarea lui. 30.000 de lei recompense. Gata! Franz, du bist gar nicht dumm. Wenn wir alle abgedrückt hätten. Und wenn wir auch eine Kuh mitgenommen hatten. Wir alle ist bravo, Franz. Was noch wieder? Aber die Kirsche. Die schmecken gar nicht drauf. Das ist ein langer Aufreibung. Hai noroc! Victor Popescu și ai lui. El l-a făcut. Așa vezi. Da, ce mă dăbără. Și-a întrebat cineva de sănătate. Pe ce? Adevărat? Mi-au luat-o. Nu știu ce ar mai vrea să mă iau. Ați văzut? Dacă se află că ați pus să spun tot ce aflu despre el, sunt în stare să-mi pună pielea în băț. Dar zacului din gură, ai uitat că băiatul tău e prizonier la ei? Vrei să o lasă acolo? Hm? Ce zici? Eu pot să fac și asta. Ce zici? Die Wache beim Eingang in die Städte verstärken. Alle Verdächtigen sollen sich ausweisen. Wer nicht gehorcht, wird erschossen. Die Fleisch- und Eierrationen werden... Ich brauche Informationen, keine Schmeicheleien. Wo ist Victor Popescu? Domnul Maior are nevoie de informații, nu de ploconeli. Unde e Victor Popescu? Domnul Maior, oamenii mei sunt numai ochi și urechi. Seine Leute sind ganz Ohr und Auge. Ich weiß, dafür bezahle ich sie. Wo steckt der Bandit? Pentru asta ești plătit. Unde se ascunde Victor Popescu? Da, am aici câteva date. Einige Daten hat er. Știți, eu hartă, am notat pe toate locurile unde s-ar putea ascunde. Eine Skizze mit den Stellen, wo er stecken könnte. Pădure. Voi pe acolo. Haideți. Restul după mine. Aici.
Die Leichen bleiben hier, im Straßengraben. Das wird eine Warnung sein für all diejenigen, die gegen Ordnung und Disziplin im Besatzungsgebiet rebellieren. Eine Wache bleibt hier. Leșurile vor rămâne aici, în marginea uliței. Să fie de exemplu pentru cei care nu respectă ordinele în teritoriul ocupat. Vă caută niște oameni. Aici sunteți în siguranță.
L-am ascuns și pe Flăcăurul Prunescu, la notar. Ar trebui să schimbăm mereu ascunzătoarea. Adevărat, aici e mai greu să aduc un doctor. Găsesc eu un loc până mâine. Domnul sublocotinent, eu nu mai pot. O să încerc să trec linia frontului la trupele noastre. Am aflat eu că unul Chilian are misiunea din partea armate să ne treacă pe al de noi în Moldova. Frontul e și aici. Trebuie să-l hărțuim. Să-l hărțuim. Așa o să dăm încredere oamenilor. Mie nu-mi place să fiu hăituit ca fiarele. O să trec linia frontului la ai noștri, fie ce-o fi. Da. Acum să nu vă supărați, că doar nu dezertez. Dacă tu crezi că e mai bine așa, nu poți să-ți ordon să rămâi. Hai să mergem, domnul sublocotinent. Ți-a trecut prin cap, domnule Ungureanu, să vii la mine. Veți afla îndată, domnule Spiegel. De ce m-a chemat tocmai pe mine? Nu știai că sunt german? Dacă nu voiam să fiu, sau dacă îmi dădea prin cap să... Nu te-ai născut pe la noi. Ai fost alături de mama. Când m-a adus pe lume, suntem mai legați decât crezi. Sănătate, domnule. Ceilalți? Bine toți. La oameni de încredere. O, du-liber Augustin. Vraescu! Tuica! Vraescu! Notar! Tuica! Schema-mi, da? Notar! Vraescu! Notar! Am dus! Tuica! Lângă ziua ți-ai venit Tuica, bite! Și tu, mă, ce cauți, mă, aici? Ce vrei, mă? Ce căutați, mă, pe aici? Hilfe! Hilfe! Wir wurden angegriffen! Hilfe, so helf mir doch! Hilfe! Wo ist das hingelaufen? Hinüber! Hier ist er gelaufen! Nein, komm zurück! Komm zurück, hinüber ist er gelaufen! Komm schon, Schweine! Komm sofort runter! Ja, beweg dich doch schneller! Geh schon! Nein, auf den Horst, Herr Schmidt! Beweg dich schneller! Los, bewegt euch! Los! Na, mach schon! Bewegt euch! Domnul locotenent, am făcut o prostie.
De fapt, nu știu dacă e o prostie. N-am avut timp să-l căsăpesc pe cel de-al doilea și nici să ascund... Ce să ascund, spuneți-le? Pe Neamț, domn sublocotenent. Când l-am văzut pe ăla de la omorât pe bătrânul meu, mi s-a făcut negru în fața ochilor. Dacă ai fi militar, te-aș împușca imediat, Prănescule, pentru nesocotirea ordinului. Auziți, băi, Giumanca, comandantul ăsta al tău, Victor Popescu, a fugit în Moldova. De, nu-ți decolo 10.000 de franci. Mai mult de 10. Bine că ia de nimintea la cap. Păi ce să caute el, oficer? Să o facă pe haiduc. Cărciumare, adă jumatea aia de vin. Bine, am repede dat bine cu fugiții. O vrea să treacă linia frontului. A trecut de mult în Moldova. Este sigur. A săturat să tot fie urmărit. O cinjacă, bă. Băi, Giumanca, rămăsești fără comandant. Ce o să te faci acum, a? Poate eu ce fac. Și cum să nu mă creadă? Vorba aia, dacă am luptat împreună, o să stai acum un timp liniștit, Victorie. Zvonul a prins. Om vedea, porniți cum sunt. O să răscurească peste tot ca să mă găsească. Înghite-i gălușca, domn sublocotenent, numai să găsim răgaz. Strângem o ceată bună și le dăm din nou la scăpârlie. Nu e vorba să omor trei nemți sau să sperie 10-100. Ăstora trebuie să le fie frică și de umbra lor. Să simtă că-s pe pământ străin. Așa gândim cu toții și o să facem cum zici. Na, Tudore. Azi. Mă simt singur. Iartă-mă. Erzacta Victor Popescu, Durhar de Alțu, de-n rumenii și-n trupun, din nu-i băghigam în ist. Vate drum. Am înțeles. Haide. Irina Popescu. E îngrozitor. E inuman. Ar trebui dusă la infirmerie sau să chemați un doctor. Nehmen Sie Platz. Lass los. Bitte. Es tut mir leid, Sie so sanft und hart im Gefängnis behandelt zu haben. Nun sind Sie frei. Ihr Gatte ist sicher zur rumänischen Armee gegangen. Domnul Major de Grită că v-a supus unui regim sever de penitenciar. Acum sunteți liberă. Soțul dumneavoastră a trecut dincolo, la români. Ich bin nicht überzeugt, dass Victor Popescu weg ist. Warum so plötzlich ging er weg? Warum so plötzlich? Er glaubt, wir seien in der Falle. Sagt dem Trotter, der draußen wartet, der soll sie Tag und Nacht verfolgen. Verstanden? Eu, din partea domnului sublocotenent, m-a rugat să vă comunic. Totul este în ordine. A primit tot ce ați trimis. Vă roagă, domnul sublocotenent, să stați dumneavoastră de vorbă cu oamenii de încredere. De auzi, vai să n-aveți nicio teamă. Am să fac eu în așa fel să ajungă la timp. Ajutăm și noi cât putem.
Prieten de-a lui Nestor din Grozești. Bună ziua! Stan Croitor îmi zice. Bună ziua! Auzi ce zice dumnealui, i-au dat drumul Irinei. E acasă la ea acum. Doamne, o fi având nevoie de mine în Hamăcaie Nicolae. Ionele! Ascunde-te! Unde ești, mă, Ionele, mă? Ce faci aici, mă? Am dormit sus, că mi-era somn. Bine ai venit, părinte. Am aici prelungirea autorizației pentru prevalie. Da. Poftim. Dar nu uita că poți să ridic oricând. Să fii cu ochii în patul la casa învățătorului Victor Popescu. Notezi tot, cine intră, cine iese. Adică tot ce ți se pare suspect. Ai înțeles? Da. Sărut mâna, părinte. Părinte, intră, te rog, și la mine în prăvălie cu iconițele, că vreau să cumpăr și eu ceva. Bine, fiule. Poftește. Pe nevasta lui Victor Popescu. Vezi cine vine pe la ea. Dacă vine cumva bărbasul, anunți imediat comandatura. Prin a plecat? Fă ce ți-am spus. Icoane, cruciulițe sfințite pentru iertarea păcatelor. Să rămână, părinte. Icoane, cruciulițe pentru iertarea păcatelor. Surioară, Doamne, bine că ești în viață, că mi-era teamă că n-ai să te mai întorci. Lasă, lasă că mă duc eu după apă. Ionel, ai grijă de tanti.
Das wird eine angenehme Überraschung für den General von Tulf sein. Es ist ein großer Erfolg. Ein Zukunftsoffizier. Hallo? Hier spricht Major von Schaft, Befehlshaber von Turgusiu. Ich habe die Ehre, Sie zu begrüßen, Herr General. Ich melde, dass in unserem Gebiet die vollkommenste Ordnung und Ruhe herrscht. Der Fall Victor Popescu ist abgeschlossen. Ganz gewiss, er hat unsere Gegend verlassen. Verstanden, Herr General. Seltener Abend. Ich habe die Ehre, Herr General. Als wir uns zu Hause ankamen, ich erinnere mich genau. Meine Herren, der Herr General von Tulf gratuliert uns. Ich selbst wurde vorgeschlagen, das Eiserne Kreuz zu des Kaisers Geburtstag zu empfangen. Ich hätte bevorzugt, es in der ersten Linie und nicht im Kampf mit einigen Freischärlern zu bekommen. Ascoltatemi, ripeti. Hallo? Das elektrische Kraftwerk wurde gesprengt, Herr Major. Schnell! Schnell! Mi sfocla tutto che dire. Forzați ușile! Hai, executare! Am înțeles, hai băieți! Das Holzzeug zusammen, reinen, bis zu den Ziegeln. Eigentlich hat sie der Kopierer und das Archiv interessiert. Das sollte seit lange zerstört werden. Was die imstande sind, für einige Papiere. Das sind nicht nur Papiere. Dort liegt eine ganze Geschichte. Ich sehe mich gezwungen, diesen Victor Popescu persönlich anzugreifen. Du hast recht, Werner. Er ruiniert mich. Es war nicht gut, Bukharest zu berichten, dass du in der Lage bist. Ich werde es sein. Ich habe das Gefühl, dass dieser Victor Popescu mein persönlicher Feind wurde. Versteh mich, Werner. Als Offizier ist mir dieses Gefühl zuwider. Ich kann mich nicht beherrschen. Dann bist du kein echter Offizier. Schau mal, sie haben alles zerstört. Ja. Wir brauchen ein paar Tage, im Allgemeinen, um zu reparieren. Und den Telegraf. Scheint es nicht so. Fraților români, trăim timpuri grele și vom trăi și mai greu dacă nu ne vom uita. Azi, Lusta, acasă! Los! Arbeit an die Arbeit! Wir dürfen ja uns nicht lesen, bis wir bestraft. Weitergehen!
Deșteptați-vă și înviați odată cum a înviat și codul. Arătați fiecare dintre voi că mai aveți sânge românesc în vinele voastre. Și dacă ne vor prinde, ne vor lua numai mulți. Dar vin niciodată. Vom muri, dar nu ca mișei și trădători de țară. Puneți mâna pe coasă, topor, sapă și par și cântați veșnica pomenire dușmanului. Nene, puneți spune de baioneta ta, nu spune nimic. Decât prizonieri și baciocoriți și cu familie baciocorite de dușmani, mai bine la codru, cu arma în mână, făcându-ne datoria pentru țară, ca strămoșii noștri sau să murim. Victor Popescu, sublocotenent și statul său major. O să vedem. Domnule plutonier, am pregătit totul. La noapte vei putea trece liniile românești. Vor mai merge cu dumneata patru costași. Dacă se întâmplă ceva, harta cu pozițiile germane pe care ți-am dat-o distruge. Dacă nu o predai personal, generalului Prezan. Bine, domnule Chilian. Vă mulțumim din inimă pentru ajutor. Nu trebuie să mulțumești. Eu sunt în misiune. Era să uit. Te rog să predai și asta domnului general. Comandamente, dați-mi vă rog legătura cu domnul colonel Varnescu. Domnul general Prezan vă așteaptă. Alo, domnul colonel Varnescu? Aici locotenentul Gavrila. Am onoarea domnului general! Sunt plutonierul Ion Ioana, compania a treia, regimentul 18 Borj, la ordinele dumneavoastră. Am primit informațiile de la Chilian. Vorbește-mi despre sublocotenentul Victor Popescu. Să trăiți. Totul e în ordine. Doarme, a? Aproximativ 5 minute trebuie să susească garnitura. E budușită cu alimente și muniție. Plutonierul Ioana la ordinele dumneavoastră. Uică, șapca! Am onoarea? Am onoarea să vă decorez din partea domnului general Prezan. Gata!
aiutați pe ceilalți. Hai! Dă drumul la garnitură și seri! Major von Schaft? Hier, General von Tull. Ich habe den, Herr General. Ich erkenne Sie nicht wieder, von Schaft. Den Elite-Offizier, ja, der in Galizien gekämpft hat. Sie werden das Kommando in der vorderen Linie erneut übernehmen. Das verspreche ich Ihnen. Aber dafür müssen Sie diesen Banditen Viktor Popescu erledigen und die Ordnung im Raum wiederherstellen. Jawohl. Tangel schickt Ihnen die Liste der Verdächtigten. La noapte va trece o garnitură de tren cu armament greu. Ai grijă să ajungă vestea la timp. Halt! Ihre Ausweise, bitte. Verhaftet sie. Beweg dich, Bandit! Schneller! Du sagst, du weißt nicht! Warte! Das wollen Sie eigentlich, Herr Lehrer! Beweg dich! Kein Wort! Wir lernen dich schon! Janel! Das Spiel des Fudge. Feinen des Kaisers! Fudge, Janel, Fudge! Domnule subrocotenent, eu am o bănuială. Cred că e unul, ce mai ele, călugărul Aftanghel.
trage la o vădană din Bolboș. Pui zic-o, Popescu. Sprici! Să sprici-o! Garson! Sprich schön, sonst erledige ich dich. Deutscher Uniform. Și zi așa, domnule Cernel, unde se ascunde Victor Popescu? Unde? Vă arăt eu vouă, filanțele. Wo ist dein Patient, Doktor? So hast du auf ihn aufgepasst. Und du behauptest, du seist ein Deutscher. Unde l-ați ascuns pe Victor Popescu, domnule? Unde? Unde țineți ascuns? Unde? Părinte Aftanghel! Părinte Aftanghel! Ce-i, mă? Vreau să vorbesc cu părintele Aftanghel. Vino-mi coa! Dodă, părinte Aftanghel, vă caută cineva jos la comandatura la telefon. Domnul Beveni. E urgență, veniți repede jos. Așteaptă-l afară. Ce-ar fi vrând la miezul nopții? Să nu te culci, că mă întorc. Hai, mă. Oameni buni, oameni buni, stați, stați un moment. Nu mă mai spui fan, că mă spui fan de ceava, n-am știut nimic nici de făcea nelegiuitul ăsta. Trebuie la teo, Sananda. N-am știut nimic, credeți-mă, oameni. Trăiește, ca firea să fie. Sie sind beschränkt. Oder bitte. Sie haben eine unmögliche Logik. Das ist die Logik der Besetzten. Mir scheint sie normal. Ich habe 700 Leute verhört. 700 Menschen. Und niemand weiß etwas über Victor Popescu. Er ist überall und nirgends. Wenn die Sache so weiterläuft, habe ich keine Chance, mich zu rehabilitieren. Meine Militärlaufbahn wird jämmerlich enden. Ich weiß, wie ich ihn erwischen wird. Man muss die Bevölkerung einschüchtern. Ich werde dem Kriegsrat verlangen, dass 10 von den Verhafteten als Kriegsverräter zu Tode verurteilt werden. Aber um ihn zu erwischen, brauche ich einen Bluff. Durch den Beschluss des Kriegsrates der Streckenkommandatur Nummer 22, 8. Oktober 1917, wurden wegen Hochverrates während der Kriegszeit folgende Personen zum Tode verurteilt. Der Bauer Konstantin Koyokaru von Negomir, der Gutsbesitzer Mihail Zernerian Stan Kruitul, Zeran. Ungureanu Teodor, muncitor ceferist. Giuman Tamarin, invalid de război. Ciopescu Nicolae, învățător. Apa, apa, aduceți puțină apă. Aleșinat, aduceți puțină apă. Azi e 9 octombrie. Mai avem o zi ca să-i salvăm. Nu vă pot obliga să veniți cu mine. Cine mă urmează? Tu nu.
Mică, Victor, nu se poate. Trebuie să mă ieși pe mine. Domnul locotinent! Păi e băia mare acum. Uite, ar putea să meargă cu Neichin. Lăsați că n-are, domnule subrogant. Îl iau eu sub grija mea. Bine. Neichin, rămâi aici cu Lionel și păzești ca ei. Dacă nu ne întoarcem în jumătate de ceas, știi ce ai de făcut. Ce n-ați venit după mine? Alexis Berai. Wir nehmen die Gefangene. Unser Ausweis. Ich, porniți pe celule de sus. Trebuie să fie. I-au luat. Die Hinrichtung. In einer Reihe aufstellen. Warum jetzt? Es war. Sie wird ein Exempel sein. Das Gewehr vorbereiten. Laden. Sergeant, rămâi să ne acoperi. Ist niemand hier? Halt! Bist du verrückt? Hi. Mischka. Mischka, Mann. I-au omorât nenorocit. Lich! Hino! Entwaffnet-sie, Amigos! Herzlich willkommen, Herr Victor Popescu. Ich habe auf Sie gewartet. Auch Ihre Freunde haben gewartet. Dann sind Sie weggegangen. In eine andere Welt. Es ist wahr, Sie haben sich auch etwas spätet, Herr Offizier. Sie machen die deutsche Uniform zu Schanden. Runter die Helme! Schusskapellmann, Bandit! Warum so viel Starrsinn, Herr Victor Popescu? Wofür dieser sinnlose Widerstand? Dezenka, Nationaloffizier! Nicht schieß, Bruder! Ich bin in Ihren Händen! Nun mischke niemand! Alper oder Mord! Nimm sie ab, Erike! Zurück! Haideți, fraților! Haideți! Lasă-te niște înfrii! Schießt! Schießt! Schießt, nicht befehlest! Schießt!
cantilina. Nica Victor i-a venit și eu nu știu ce să fac cu el. Ein Mitarbeiter von Aftangel will Sie sprechen. Er schwört darauf, der Wisse vor Victor Popescu steckt. Vă duc la el. Al dracu să fiu dacă nu vă duc la el. E singur, numai cu nevastă sa. Îl luați cadă în oală. O să-l prindeți. Nu mai avem mult. Aici e pădurea, la doi pași. La doi pași, vedeți? Plus! Fărgați-te în val! Fără! Ausschweifen zum Angriff! Ja, fliegt die Hanna!
Dar ce s-a întâmplat? Nu știu. Uite, a pus au plecat nemții. Să stai, știi! Vin nemții! Hai de mine! Pe canal! Pe toți! Pe canal!